Să fie slăvit numele Domnului! Frate, surori, cu îndurarea Domnului, suntem la un loc de rugăciune, fapt pentru care merită să fie slăvit Dumnezeu. Vreau să citesc câteva gânduri din cartea Domnului, nu o să citesc despre toate locurile, din toate lucrurile de unde o să vorbesc. Am deschis Biblia la fapte, capitolul 8, începând cu 26. Un înger al Domnului a vorbit lui Filip și a zis, colă, te dute spre mează zi pe drumul care coboară spre Ierusalim la Gaza și care este pustiu. Filip s-a sculat și a plecat și iată că un etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa Candace a etiopienilor și îngrijitorul tuturor bisteriilor ei, venit la Ierusalim ca să se închine. Se întorcea de acolo și ședea în carul lui, citea pe prorocul Isaia, Duhul a zis lui Filip, du-te și ajunge carul acesta. Filip a alergat, a auzit pe etiopian, citind pe prorocul Isaia, el a zis, înțelegi tu ce citești? Familor a răspuns, cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuze cineva? Și a rugat pe Filip să se suie în car, să-și adă împreună cu el. Locul din scriptură pe care el citea era acesta. El a fost dus ca oaie la tăiere și ca un miel fără glasă înaintea celui cel tunde. Așa nu și-a deschis gura. În smerenia lui judecata aia a fost luată și cine va zugrăvi pe cei din timpul lui că viața aia a fost luată de pe pământ? Famenul a zis lui Filip, rogute, despre cine vorbește prorocul astfel? Despre sine sau despre vreun altul? Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la scriptura aceasta și a propovăduit pe Isus să-i fie slavă în veci. Pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă și famenul a zis, uite apă! Ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a zis: Dacă crezi din toată inima, se poate. Famenul a răspuns: Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Oruncii astea, sa carul s-au coborât amândoi în apă și Filip a botezat pe famen. Când au ieșit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut, în timp ce famenul își vedea de drum plin de bucurie. Filip se afla la azot de unde s-a dus să până la cezarea și propăvăduia Evanghelia în toate cetățile prin care trecea. Amin. Vă rog să ocupați locul. Frații surori, îndurarea Domnului ne-a păstrat cu viață până în această dimineață. Dumnezeu să fie slăvit pentru aceasta. Ne-a purtat de grijă și ne-a făcut parte să fim la un loc de închinare. Dumnezeu să fie slăvit pentru aceasta. Aminte fratele aici, fratele Andrei, amintea că au ajuns la rugăciune. Să știți că ceea ce nu plac, place oamenilor, ceea ce nu-i plăcut și în ceea ce nu-și găsești oamenii plăcerea, e rugăciunea. Toți oamenii de pe paginile Bibliei, care s-au întâlnit cu adevărat cu Dumnezeu, au trebui să se roage. Scrie Biblia aici despre un om care o mers la închinare fără să știe nimeni de el. Noi aici suntem un public, dumneavoastră cel puțin vă cunoașteți, apropiat, toți cine au venit azi aici. Dar să vină o persoană să nu o cunoască nimeni dintr-o țară străină, dintr-un popor străin, cu alte obiceiuri și o veni la închinare. Și mai ales în Ierusalim, unde e forfătă de oameni, turiști, călătoresc, merg vin, merge un om de să închină în Ierusalim și îl vede cerul. Vreau să spun, în dimineața asta, toate inimile, ce au venit aici la cort să se închine cu adevărat lui Dumnezeu, Dumnezeu le vede mărire lui Amin. mai mult Dumnezeu-i în măsură să răspundă oricărei nevoi oricât îi de grea orice problemă încurcată îi dumnezeu e în măsură o poate rezolva să-i fie adusă multă slavă Amin. omul ăsta avea o problemă sufletească nu era problemă de bani, era îngrijitorul bisteriilor împărăteasei Candace, un ministru de finanță, un om cu o poziție foarte înaltă, avea o problemă a sufletului. Problema sufletului mai ascunsă. Problema trupului uneori iese în evidență, cu boală, cu sărăcie, cu simplitate, dar aici era ceva ascuns. Nu-i părea că ar fi un om cu probleme. Eu aș dori în această dimineață aici la cort, toate nevoile sufletești, Mântuitorul să le rezolve. Mărire Lui. Spune cartea Domnului că patru bărbați purtau pe un pat, pe un paralizat, un om foarte bolnav, fiecare prindea la o parte a târgii de care ei o purtau și vroiau să meargă înaintea Mântuitorului cu el bolnav, cu convingerea că Domnul Iisus poate rezolva problema asta. Să-l facă pe om să se ridice. Și o ajuns la locul unde era evangelizarea public foarte mult, ușa blocată, înăuntru nu se poate intra. Oamenii care duceau targa și pe bolnav aveau o convingere. Dacă ajungem înaintea Mântuitorului Iisus cu el, Isus îi poate rezolva problema. Dar nu pe unde. Și trebuie să ne dăm bătuți! Dar ei nu s-au dat bătut. Cineva are o soluție. Desfacem coperișul. Spune cartea Domnului, printre că rămis locomorâ pe bolnav în fața Mântuitorului. Și Mântuitorul e cuvântul, după ce ei îl așează jos, s facă făcut liniște în public să vadă ce va spune și Domnul Iisus s-a uitat adânc la viața lui. Și știți care era problema care o vreau să o rezolve întâi? Fiule, tu ai o problemă mai gravă ca a trupului. O problemă sufletească. Pacatele îți sunt iertate. Bine, dar stai un pic, noi nu l-am adus pentru asta aici. Cum spui asta? Pentru ce spui asta? Noi avem o altă problemă, el e paralitic, nu poate să umble. Întreabă Mântuitorul, ce mai ușor să spui? Păcatele sunt iertate sau scoală-te și umblă? Să spui păcatele sunt iertate e ușor, dar să spui scoală-te și umblă e mai greu. Ca să știți că Fiul omului are putere să ierte păcatele, să ți poruncesc, eu spus paralizatului, ridică-te, ridică spatul ridică ridică și du acasă. Și numai decât s o ridicat în fața tuturor, Vreau să spun cu tărie în această dimineață, Mântuitorul Iisus e același ieri, azi și cât vor ținea vremurile. Mărire Lui Amen. Îi în măsură de rezolva probleme grave, Îi în măsură de vindeca boli. Ceea ce aș dori adunării dumneavoastră, Dumnezeu să vă dăruiască starea de perseverență, de insistare, să nu vă lăsați până nu se rezolvă problema. Barierile să fie date la o parte și mâna lui Dumnezeu, mâna lui Dumnezeu să se arate. Mi-aduc aminte, am fost la Râmnicelul cu câțiva ani în urmă, eram cu un grup de frați și zice fratele Ion, frate Mircea, voi sunteți niște frați necunoscuți, avem o soră bolnavă de cancer numai piele și os, foarte bolnavă. Nu intrați să vorbiți cu ea. Mă gândeam, degeaba am trimis pe mine sau mai țiu exact cu cine eram. Nu avem daruri de vindecare. O frate, noi suntem frați de aici cunoscuți, femeia ne cunoaște, știe despre noi, poate să poate deschide cu voi. Am intrat înăuntru, am stat de vorbă cu ea, am povestit, am stat pe tihne, așa, când am ieșit afară, o fată de-a ei ne aștepta în hol să-i dăm un răspuns. Dar ce răspuns să dai? Că noi nu avem răspunsul. O frate, frate, stai un pic. dă un răspuns. Pe păi ce răspuns să-ți dau? Ce va fi cu mama? Mama e bolnavă de cancer, are un cancer în burtă, e foarte grav bolnavă. Ce va fi cu mama? Ne pregătim pentru ceva? Am eu mai mult să o încurajez pe ea, zic, cred că de azi încolo o să-i fie bine. Nu știu dacă ne-am rugat noi o minut sau două cu sora în casă. Nu știu dacă ne-am rugat atâta. Și am plecat. Și-o dura câțiva ani, n-am ajuns în râmnicerul, numai după vreo doi ani. Când am ajuns în râmnicelul, seara sau ziua, fratele Ion o ridicat-o pe sora în picioare Sora era vindecată de cancer. Dumnezeu a făcut boala să dă înapoi. Nu n-am făcut eu nimic, eu când m-am rugat. Dumnezeu vreau să scot în evidență, e același. Mărire lui. Ce doresc în această dimineață? Dumnezeu Sfânt să rezolve toate problemele sufletești. Mărire lui. Dragii mei, soluția lui Dumnezeu e același. Avem aici imediat următorul capitol, după capitolul 8, 9, spune Biblia, întoarcerea lui Saul. A, amintea fratele aici că o trebuie să-l ducă pe la terapie intensivă, pe la doctor, pe la spital. Știți pe unii oameni că Dumnezeu îi slit loviască. Nu-i plăcerea lui Dumnezeu de a lovi oameni. Pavel avea o pornire nebună să meargă să ducă legați la Ierusalim pe oamenii să închinau lui Dumnezeu, să prigonească, să condamne la moarte pe cei ce cred în Isus. Avea el problemele lui. Dar la un moment dat în călătoria ce o avea hotărât cu scrisori de la preoți cei mai de seamă, la amiază pe drum, o lumină strălucește puternic în jurul lui și aude un glas. Saule, saule, pentru ce mă prigonești? Cu alte cuvinte, ce rău ți-am făcut? care e motivul că mi-ești împotrivă? Împotriva Domnului Isus și a învățăturii, și a ja bisericii. La un moment dat, Pavel, când a văzut-o tremurând și plin de frică, o zis, cine ești, Doamne? O zis, eu sunt Isus pe care îl prigonești. O zis, Doamne, ce vrei să fac? Ce vrei să fac? Îți decizi, fac orice, spune-mi ce să fac. Și-a spus, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Eu aș dori în această dimineață, eu sunt convins că sunt aici inimi, suflete care au întrebări ce ar trebui să facă. Biblia atâta îi declară și cuvântul Domnului ne spune intră în cetate. Eu aș dori în această zi să intrăm în cetatea inimii și să intrăm în cuvântul lui Dumnezeu care ne lămurește ce trebuie să facem. Dar nu a fost chiar așa plăcut drumul. O trebuie să orbească, să fie orb, o trebuie să stai câteva zile în post de trei zile să nu mănânce, o trebuie să stai într-o zdrobire adâncă, o trebuie să aștepte un bărbat să vină la el să spune, frate Saule, Domnul Iisus care te-a întâlnit cu el pe drumul pe care veneai, mă trimesc să scapeți vederea, să primești botezul, să te umpli de Duhul Sfânt și să fii spălat de păcatele tale. Eu doresc în această dimineață, pentru toți care încă nu și-au rezolvat problema sufletului, Dumnezeu să ducă în viața lor izbăvire. Mărire Lui! Vreau să mai amintesc câteva gânduri. Astea nu m-a fugit, vreau să le amintesc. O familie care nu a mers nici la adunare, nici nu erau în suferință. Au avut ei plăcerea, fapte 10. În cezarea era un om cu numele Corneliu, sutaș din ceata de ostaș numită italiana. Ăsta nu era nici năcășit, nu avea bolnavi în familie, nu era nici sărac, avea o plăcere tot timpul să se roage lui Dumnezeu cu familia. Și spune că artea Domnului era un sutaș din ceata de ostaș numită italiana. Omul acesta, Corneliu, era cu cernic și atenție! Și aș dori să ne dea Dumnezeu la toți calitatea asta. Temător de Dumnezeu. De cine ți frică? De poliție? Zici, nu, de Dumnezeu. De cine ți frică? De DNA? Nu, de Dumnezeu. De cine ți frică? De fisc? Nu, de Dumnezeu. Ridică Dumnezeule astfel de bărbați aici. Amin? Amin? Nu ai probleme cu ăștia, nu o să mai ai probleme, îți promit eu. Deci, din moment ce ai frică de Dumnezeu, cu autoritățile te și laudă nu mai ai treabă. Dacă nu-i frică de Dumnezeu, te mir ce îi. Și auzi ce spune Biblia. Omul acesta, împreună cu toată casa lui, făcea multe milostei norodului și se ruga totdeauna nu știu, eu nu vreau să, să adaug ce nu scrie Biblia aici. Totdeauna când avea posibilități, să ruga lui Dumnezeu. Acum, eu cred ceva. Noi trăim o vreme și un timp în care oamenii se roagă foarte puțin. Foarte puține familii se roagă. Și întreabă, apoi tată, numai noi ne rugăm? Apoi tată, sau mamă, numai noi fapte bune? Apoi numai noi să mergem la bolnavi? Apoi numai noi să fim la adunare duminica? Apoi numai noi îmbrăcați cu vincioși? Apoi numai noi cinstiți? Uite alți oameni cum trăiesc. Dar vreau să vă spun ceva. Nu știu, Biblia nu-mi dă detalii, dar trag o concluzie. În cezarea, nu mai scrie Biblia la nimeni că într-o casă o mai coborât un înger. Nu mai scrie Biblia la nimeni că într-o casă o mai coborât un înger. Dar la Corneliu un casă coborit. coborât. Mărire lui! Să țineți cont! Dumnezeu ține cont de trecut. Auzăm pe muntele Țibreșanul ăsta o tânără la școală. Purta batic umbla cu jos. Și o scos -o, tot un profesor în fața unei clase, să pe toți colegii. De ce poartă batic? Și trece fiecare pe lângă ea și scui spre ea. Și fata o sta cu capul plecat, o plâns, o sta zdrobită, S-a dus acasă amărâtă, zdrobită, cum o barciocorită din pricina Evangheliei și a Cuvântului Dumnezeu la școală. După câțiva ani, fetița se îmbolnăvește foarte grav. O ajuns o fată în vârstă, nu știu, era căsătorită. S-a îmbolnăvit foarte grav. Și într-o zi, în casa ei, o coborât un înger. O zis, pentru că într-o zi ți-ai ținut obrazul să te scui pe alții, eu am ținut cont de ziua aia și am venit să-ți răsplătesc. Te vindec că ai avut tăria să raps pentru mine. Și Dumnezeu și a întins mâna și-o vindecat-o. Inimile care doresc să vadă izbăviri vieților, îi bine și frumos să aibă un istoric și un trecut frumos. Dumnezeu să ne ajute înainte să vină necazul, fii cinstit, înainte să ai probleme, roagă-te, înainte să treci prin greutăți, luptă-te, înainte să fii încercat, trăiește lângă Dumnezeu. Și Dumnezeu într-o zi își va aduce aminte. Mărit să-i fie numele Amin. spune cartea Domnului Evanghelistul Luca notează că era un om bolnav și vis-a-vis peste drum era un om care avea o afacere prosperă ăsta era bolnav năcăjit, sărac veneau câinii, lingeau bubele, trecut ani, o trecut timpul ei, într-o zi Dumnezeu și a adus aminte de istoric, de trecut Păi cum a trăit Lazar? Păi zice, în viața lui nu jurat, a înjurat. O fost bolnav, nu cârtit, nu blestemat, nu comentat, nu trăit la loc. A fost un om credincios, temător de Dumnezeu. Știți ce a spus Dumnezeu din cer? Să meargă o delegație de îngeri să-l aduc acasă. Să meargă o delegație de îngeri să-l aduc acasă s au gătat cu durerile, nu știu dacă au avut parte de mormântare, dar după Lazar, cel care a avut un istoric și o viață frumoasă trecută, a venit Dumnezeu cu răsplătirile. Strângă bogatul din cer, Părinte Avrame, fieți milă de mine, trimite-l pe Lazar să-și moaie în vârful degetului în apă, să vină să răcoriască limba, că grozavă schinuit în băpaia asta. Și ce îi spune Avram? Aduți aminte, ce să-ți aduc aminte? Aduți aminte că tu ai stat pe restaurante, la distracții, la confort, la lux, la mândrie, la străcăciune. Aduți aminte cum ai trăit. În viața ta, și ce i spus? Ți-ai luat lucrurile bune. Lazăr și l-au luat pe cele rele. Ține minte, eu am ținut cont de asta. Acum, aici, Lazăr e mângăiat, tu ești chinuit. Știți numai la cine? Am cinci frați. Și știți care e concluzia mea? Biblia nu scrie. Trăiau și ăia ca frații Și știți ce credea la din morți? Că vor veni lângă el la suferință. Am o rugăminte. Trimite-l pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă și să-mi răcolească limba Că grozav îți în tâmba asta. Să le adeverească, adică să le spună adevărul. De ce, Lazar? N-ai vrea un alt predicator? Nu! Am fost pe vecin cu el. Lazar a fost un predicator ce-a vorbit adevărul. Mi l-a spus, nu l-am crezut și am ajuns în iad. Eu aș dori în bradului să ridice Dumnezeu predicatori care să spună adevărul. Amin. Uneori doare, uneori doare, uneori nu sunt apreciați, uneori nu-i plăcut să spui adevărul. Am fost undeva recent, dar nu știa nimeni că de ce vreau să mă duc să ajung la o adunare, nu vreau să dau detalii și eram însărcinat cu 5.000 de lire să ajutăm o familie din zonă să izolăm casa. Și am sunat la... Nu, nu, nici în ziua de azi nu-i cunosc, nici pe păstori, pe nimeni. Și am sunat să mă primească seara la adunare. Și mi-a trimis mesaj pe telefon, el că m-a contactat, eu nu i-am răspuns, posibil. Mi-a trimis mesaj, ne pare rău, la noi în adunare nu puteți sluji. Mă, el nu știa că cu ce vreau să slujesc, că eu nu eram, neapărat mă durea capul de predică. Pe mine mă durea capul să ajutăm o familie. Mă, mă gândeam, zic, cineva n-are călăuzire, ori eu, ori eu. No, nu știam ce s-a întâmplat în urmă. Ieri mi-a spus cineva, și l-am întrebat pe sor, de ce nu te au primit? Ce a spus, hei, o să ai predicat undeva și s ți despărțit o adunare din cauza predicii dubitale. Știți că Isus a avut predici care despărța oameni? O zi, eu n-am venit să aduc pacea pe pământ din, doi, din trei care vor fi o casă, într-o casă, doi împotriva la unu, trei împotriva la doi, și eu am venit să aduc sabia. Ei, cum de predicile noastre nu mai chiar mângăie și ridică și nu spun adevărul? Eu aș dori să ridice Dumnezeu la slobozia bradului predicatori să spună adevărul. Oamenii să nu ajungă la iad. Dumnezeu să ne binecuvinteză. Adați dați că nu mai introducerea am făcut, trecem la un subiect mai greu. V-am pregătit ca să puteți să mâncați rana asta. Vreau să spun ceva, scrie aici un verset, eu l-am citit foarte atent. Dacă vorbește cineva, aici la Amvon, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Vreau să întreb, e ușor sau greu? nu e chiar ușor. Să știți, să spui cuvintele lui Dumnezeu nu e ușor. Eu aș dori, ce îmi doresc? șlefuiește Dumnezeu în mine. Și știu asta, să le pot spune cu dragoste, să iubești publicul cărora le vorbește adevărul, să le spui din toată inima și să fii cu sinceritate. Doamne ajută-ne! Nu nici cu un interes de a o cărâc pe cineva. Vreau să vă întreb ceva. Îs câțiva predicatori care merg la adunare? Din duc de ceartă, din slavă de șartă, din câștig mărșav și din dragoste. Patru predicatori. Care părere aveți că mustră mai mult din ăștia patru? Din Ăla din dragoste, așa? Doamne, dă-ne dragoste adevărată. Haideți, eu vreau să, să urmărim un predicator astăzi, ce scris pe paginile Bibliei. Dragii mei, noi nu putem pleca de la origine. Nu vă depărtați de original, că ne rătăcim. Originalul e Cartea Domnului, Fundamentul apostolii. Ăștia au pus fundația și noi clădim deasupra. Hai să urmărim. Aminte, fratele Andrei, câteva gânduri Colosen 3. Deschidem Bibile care vreți să urmăriți, trecem peste Cuvântul Domnului. Dacă, deci, spunea Apostolul Pavel Colosenilor, ați înviat împreună cu Hristos să umblați după lucrurile de sus. Unde Hristos și-a de la dreapta lui Dumnezeu. Un om vine din lume. Amintea fratele aici mai multe puncte. O trăit în desfriu, în murdării, în necurății, în șelătorii. Câte păcate au oamenii în viață. Sunt a întâlnit cu Dumnezeu, e normal să se schimbe viața omului sau să rămână aceeași. Oamenii care cu adevărat s-au întâlnit cu Dumnezeu, nu mai umblă după lucrurile care au umblat în trecut. Credeți? Eu am iubit foarte mult discoteca, eu din Barbie. M-am născut în familie de credincioși. Plăcerea mea a fost muzica, rocul, distracția, chefurile, mie o închefă, îmi plăcea să dureze trei zile. Aia era plăcerea mea. Nu a fost plăcerea mea viața sfântă, rugăciunea? Ei, într-o zi Evanghelia m-a găsit. Numai decât Evanghelia trebuia să-mi schimbe traiectoria drumului. Și acum spune Biblia umblați după lucruri de sus. Păi un om care o umblat în discotecă, o umblat după Duhul Sfânt vreodată, o umblat nici vorba. Eu aș dori la toți câți v-ați cu Domnul Isus, umblați după lucruri de sus. Amen. Cele mai valoroase, cele mai de preț și au cea mai mare valabilitate și uh, să descriu importanța mare a vieții. Vă dau un exemplu. Fratele Ilius Mitruț, un bătrân din Vicovu de sus, Ilius e că e în viață, încă nu e mort, poate verifica cazul, avea nevasta bolnavă de cancer la plămâni. S-a dus în spital, în Cluj, cu ea. O băgat -o doctorii la aparat, eu zis, doamna are cancer la plămâni. Știți ce arată aparatele? Ce arată? Pe un, pămân îi opată -un plămân îi o pată și într-un plămân îi o gaură. Ne pare rău. Doamna e foarte bolnavă. Numai piele și os, palidă, roșață pe față de loc. Nu, nu știu ce, o ei, ce tratamente. O plecat din Cluj spre dej. Ei mergeau spre Suceava, când au ajuns aproape de îi spune soției, cunosc aici un om în zonă care are ceva de sus, de sus din cer, aș vrea să ne băgăm până la el. O coborât din tren, s-o băgat la omul ăsta, zice, am venit la o rugăciune. O genuncheat, nu a spus nimic despre ce e vorba. Când s-a ridicat de pe genunchi, a spus așa. Am văzut o vedenie. Ce ai văzut? Zice, am văzut în vedenie doi plămâni. Cum arătau? Pe un plămân era o pată și într-un plămân era o gaură. mai mult vreau să scot în evidență ce valoroase sunt lucrurile de sus. Mai mult decât ce-o văzut Clujul în aparate, ăsta a mai văzut ceva. Și am mai văzut ceva, ce ai văzut? Am văzut o mână care a trecut peste ăștia doi plămâni și în momentul când au trecut mâna peste ei, o acoperit pata și a acoperit gaura. Aleluia! Astea erau de sus. Aparatele din Cluj care verifică un om. Eu nu condamn. nici nu vorbesc împotriva lor. Atât au putut. Dar ce era de sus? Era măreț. Mărire lui Dumnezeu. O urcat amândoi în dej în gară, accelerat să meargă spre Suceava. Și după ani de zile de cancer, o apărut roșață în obraz. Semn că Dumnezeu vindecat o vindecat-o. și mai trăit 15 ani. Că Dumnezeu trăiește. Mărire lui, dragii mei, lucrurile de sus sunt cele mai valoroase. Doresc în zi de azi să se trezească un dor. Slobozia bradului are nevoie, cornetul, zona dumneavoastră aici, are nevoie de bărbați, de oameni, de femei care să aibă ceva de sus. Mărire lui îi măsură Dumnezeu. Spune încă una, astea sunt mărturii reale. Am întâlnit un bărbat, Sofei Dumitru, din județul Maramureș, poiedire din Sumunte undeva zona Ruscova, pe graniță cu Ucraina. Omul ăsta la vârsta de 30 și ceva de ani a avut tumoare la cap. Umflat cap, așa afară, cât un nou mare, ieșit o rană deschisă. Și o sta șase luni, personal a călătorit cu el în Ucraina și odată mi-a povestit pe țible și o și mărturisit public. Și el a fost foarte bolnav s-a dus la oncologie și a stat șase luni la oncologie. În timp de șase luni la oncologie, o citit de 15 ori Biblia. O femeie, el când avea un pic de timp de nu citea, vorbea despre Dumnezeu. Și o doctoriță spune, ce tot vorbești despre Dumnezeu? Nu vezi că te omară? Zice, Doamnă, mă vindecă, dar încă nu veni vremea. 130 de oameni au murit lângă el în spital. S-au gândit la un moment dat și el avea lupta și bătălia cu viața. S-au gândit că pleacă. Doi doctori vorbeau într-o zi la capul lui. O să i dăm drumul acasă în două săptămâni mare. Numai sapa și hârlețul mai scapă. Și-au plecat acasă. O venit un frate după el, o externat din spital, mergeau pe o vale, codacii, veche, și au zis, este aici, pe valea asta, o soră are ceva de sus. Hai să ne băgăm până la el la o rugăciune. Piele jos, uscat de cancer. Să intrăm până la el. O intrat înăuntru, o zis, soră, Sora era pe o masă, zugrăvea în casă cu din ea. Puteți să coborâți să facem o rugăciune? Cum să nu? O coborât pe genunchi, o început să se roage. Și spune Duhul Sfânt așa. Ascultă bărbatului care ai căutat ajutor la oameni. Și n-ai găsit. Du-te acasă! Și atenție, nu un om gras, să bine ca noi. Un om slăbit de cancer. E patru zile de post de curmat. Eu te voi vindeca și în tu vei fi o mărturie în toată România. Vreau să spun ceva. Mesajele de sus nu sunt chiar așa plăcute și comode. S-au dus acasă, copiii nu au avut, să zic că te soție, să nu faci nimic de mâncare. Că Domnul mi-a vorbit să stau patru zile necurmat în post. Stau și eu cu tine. O trecut o zi, nu s-a întâmplat nimic. O trecut două, nu s-a întâmplat nimic. O trecut trei, nu s-a întâmplat nimic. În a treia, spre a patra zi noaptea, era în 23 februarie, anul nu știu, în holul casei au apărut trei bărbați la 5, 4, 5 dimineața. Îmbrăcați în haine albe toți trei, măști pe față, cum au medicii la operație, genți în mâini și au vorbit toți în holul casei. O zis cei de pe mărgini, ziceau către cel din mijloc, Doamne Iisusă, ce va fi cu omul ăsta? O zis, dacă nu-l operăm în noaptea asta moare, o desfăcut gențile și a început operația. Să știți că cerul e mai specialist ca pământul, credeți? Spune, dați mi bisturiu cu tare. Eu tăiat rana jos. Dați-mi un alt bisturiu, cu ăla râdea, râdea, Ei spune numele la bisturiuri. Dați-mi unguientul cu tare, îi un unguientul, un cu unguient. El o asistat, el vedea tot cum operau ei. Dar el era anesteziat, că dormea. Și-o strâns sculile, s-auzeau cum învârt cutiile cu medicamente, le-o pus în genți, trag fermoare la genți și se duc înapoi în holul casei. Și-o zis, ce va fi cu el? O zis, din noaptea asta are să-i fie bine. După când va timp, el s-a trezit și avea o batistă, o pune pe rană. Când o pus mâna pe rană, nu mai era umflătura. S-a ridicat repede din pat, o a prins becul. O zis, băi nevastă, mi-ai făcut ceva? Zice, nu. Extraordinar, zice, mai am ceva? Eu am văzut cu ochii, nu mi-a povestit numai că am auzit. Era așa ca o piele fină cum ai fi ars. S-a uitat pe cearceaf să vadă rana. S-a uitat după probleme să găsească problema care a avut o a avut-o el la cap. Nu mai era. Zice la un moment dat de soție să știi ceva. La noi în casă au fost trei bărbați. Domnul m-a vindecat. O muri soția înaintea lui. O trăi până la 70 ceva. Anul trecut sau ăla la alt an, mi se pare, o pleca el din viață. Dumnezeu l au vindecat pe deplin. Biserica, în timpul din urmă, are nevoie de lucruri de sus. Biserică dragă, astea să obțin pe genunchi. Astea nu citești două cărți și ai citit trei reviste și gata, ai primit ceva de sus. Uneori trebuie nopți, plâns, post, rugăciune, dăruire lui Dumnezeu. Dumnezeu miște inimile în ziua de azi să umblăm după lucrurile de sus. Mărire lui. Cât e de important un cuvânt de la Dumnezeu? Cât de important e să știi să iei o decizie a vieții? Cât de important e un sfat de preț la o încurcătură a vieții când nu știi ce să faci? Sunt foarte importante. Dumnezeu să dăruiască valori cerești că avem nevoie de ele. Pentru asta ai nevoie de oameni curați, sfinți, dăruiți lui Dumnezeu. Mărire lui! Auziți, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. M-am dus la o bunică, bunica era bolnavă. Bunică, ce faci? Zic, ești bolnavă. Frate, mergea, zice, bolnavă. Apoi zic, cu ce te frămânți? Știi ce mă gândesc? Ce? În curând plec. Unde? Te muți? Mă mut sus, zice. ce mă gândesc? Mă gândesc întâlnirea cu Domnul Iisus. Mă gândesc cum voi cădea la picioarele Lui. Mă gândesc cum voi plânge. Mă gândesc cum voi vedea haina pe care scrie împăratul împăraților și domnul domnilor. Mă, mă, gândesc că mă voi întâlni cu cel ce l-am slujit toată viața. Băi, când îmi poveste bunica, avem impresia că le văd și eu. Plecam de la bunică, bunica era bolnavă. Merem să o m mă îmbărbăta bunica pe mine. Bunica se gândea la lucruri de sus. Vreau să vă spun ceva. Tot ce e aici, ce se vede, mai degrabă sau mai curând le vom părăsi. Vrem să ajungem cu toții sus. Doamne ajută-ne! Ei, pentru asta e luptă! Pentru asta e bătălie. Scrie cartea Domnului căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta viața, Hristos viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. De aceea, din, din cauza la valorile astea, auzeți ce spune Biblia, omoriți mădularele voastre care sunt pe pământ. Eu doresc zilele acestea de la întâlnire de cort, Ieți hotărâri să-ți omori mădularele tale. Patim care sunt pe pământul inimii. Doamne, ajută-ne! Sta nu-i scutit nimeni. Noi suntem urmăriți. Uitați ce spune Biblia. Pavel o scris, n-am scris eu. Omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Curvia. O, un flagel care face dezastre în vremea asta. Necurăția. Dragii mei, ascultam pe mașină că am călătorit de la trei de azi noapte cu frații, în jur de șapte ore până aici, îl ascultam pe Hozan când ne apropiem de Focșani, mărturisea niște cazuri de tineri învinși de pornografie și de stricăciune, cum nu-L mai puteau simți pe Dumnezeu. Noi trăim o lume de necurății cum nu o fost sub soare. Zilele astea Dumnezeu te încheamă, învingeți propriile pofte. Putem vorbi bazaconii și noi ne confruntăm cu lucruri grele. Dumnezeu să întărească generația tânără. Șerpele și pe ea bătrâni vrea să-i muște, că nu scutiți. Dumnezeu să ne ajute să ne omorim propriile mădulare. Cel mai greu război nu-i cu diavolul, e cu tine. Dacă te birui pe tine, învingi pe diavolul. Doamne ajută-ne! Patima! ste de necurăție! Noi ne-am trezit într-o zi în fața adunării cu doi dineri care fumau droguri. Știți ce au spus? Unul a venit la adunare. noi suntem din familie de credincioși. Se și am luat-o pe o zonă ascunsă a orașului, că nu ne va vedea nimeni, ni să muie picioarele când am văzut că suntem în fața adunării și noi suntem cu țigări de droguri în mână. Da, 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 patima nu iartă, poftaria, stări necurate, noi avem de luptat cu ele. Eu aș dori, dumneavoastră știu, frații fac chemări pentru evangelizare să se pocăiască oameni. Doresc în special partea bărbătească, cap de familie, slobozia bradului, cornetul. Ieți hotărâri zilile astea să te învingi pe tine. Eu asta simt că vrea Duhul Sfânt în dimineața asta. e stările care te urmăresc. Mai mărturisește-te, deschide-te, vorbește, plânge, roagă-te, fă știi, dar biruiește-te. Că de te biruie diavolul pe tine, pierzi cerul și vii degeaba la adunare. Doamne, ajută-ne! Lăcomia care este o închinare la idoli, din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Din numărul lor era ce din odinioară când trăiați în aceste păcate. Când omul trăiește în ele, din numărul ăsta face parte. Venim într-o altă latură. Să știți, apostolul așa de frumos îi ia pe frați și așa de deschis le vorbește. Dar acum, lăsați-vă de toate aceste lucruri. Amintea fratele Andrei aici, de mânie. Mai nu zice că așa un lucru grav mânia. Dar uitați unde-i pusă, de vrășmășie de răutate. Hai să întreb ceva. Cum a, eu îi cunosc pe ambii frați, amintea el cazul cu casele. Cine ar fi îndreptățit dacă ar veni cineva să ne propună, ai presupune în primăria, oferă trei posturi cu un de 1000 de euro în slobozia bradului și le are și vrea să le ofere bisericii costale, tuturor bisericilor care vă întâlniți aici. Cine ar fi îndreptățit să intre în posturile astea, să câștige banii ăștia? Știți câte stări? Eu am văzut oameni de afaceri, mereu împreună în adunare și nu avea voie să știe unul de altul de unde își cumpără mărfurile. Nu erau deschiși, erau foarte ascunși și și mânioși și și vrășmași păzască ni bunul Dumnezeu de vrăjmașie, de răutate. O venit un om la mine, i-am făcut câțiva în solarii. Și vinem pe piață roșii. Eram producători. Și-o venit un om la mine, zis, domnule, am o dorință. Era cu caiet în mână, nu știam ce-i trebuie. Se auz, pot să mă înveți, să mă înveți să fac și eu afacerea asta ce o faci dumneata? să-mi spui cum să construiește un solar, să-mi spui ce semințe să folosesc, să-mi spui tratamentele, să-mi spui, dar cum să nu-ți spun? El scria. La un moment dat mă întreabă, zice, mă mir ceva de dumneata, zic, oare ce? Zic, mă mir că ești sincer. A zic, de ce? Să-ți spun ceva. Anul viitor, la taraba unde vei vinde dumneata, voi fi lângă dumneata și eu și o să am mărfuri mai bune ca dumneavoastră și voi de la preț mai bun și voi câștiga mai bine ca dumneata. Dumneata, vrei să mă ajut să concurez cu dumneata? De ce ești sincer? Zic că sunt pocăit. A, ah, se sunteți pocăit, da. Să vă spun ceva, Știți ce s-a întâmplat? Exact ce a spus el. Anul viitor era vecin cu mine, vindea la masă lângă mine și avea produse mai bune ca mine. V-am spus? Uitați, I-am spus eu ceva lui. Și eu i-am spus ceva. Zic, să știi, numai nu o să duci afacerea mult. O să duci numai un an și pe urmă să mi-o predai mie, că nu o să pot să o duci. Eu am personal și data nu ai. Și așa au fost. Dar ne-am înțeles bine amândoi. Acum să vă întreb ceva. Mai există pe piața în care lucrați încă un loc să mai poate trăi încă un frate? Există? Este? Are loc și ăla să trăiască lângă voi, lângă ăia alți care faceți afaceri. Are loc? Dar cum nu? Și poate să-i margă afacerea mai bine. Doamne, dă! Amin? Aia dovedești că n-ai răutate. Bă, ne, să te bucur, mă! O să spui, uite, mă, zice, ce-au cumpărat și ăștia mașină, ăștia numai căruțul au avut. Bucură-te, mă! Dar nici să fiu supărat. Deci au cumpărat -o de la mine? O luat-o mea? Nu! Eu aș dori orice duc de răutate să piară! Amin? Amin? Dă-i dovadă că ești credincios să spui! Și ce spuneau menoniți, m uimit! Am fost amsat de vorbă cu directorul de la menoniți. Dădea 80 de milioane, mi-o da mie să pornesc o afacere. Dar era mult în vremea aia. Eu când am văzut de bucurie... Am mai spus la alți frați, bă, menoniți, dau 80 de milioane să pornești o afacere. Dar pe cine l-am trimis eu, i-o dat 160. Să mă supăr? La el a i dat dublu cât mie și eu l-am trimis. Să-mi fie ciudă? Deci vorba, fraților, asta e Biblia. Doamne ajută-ne! să scăpăm de răutate, de vrăjmașie, de clevetire, de vorbe rușioase care v-ar putea ieși din gură. Și auziți ce spune apostolul, nu vă mințeți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui. Eu aș dori în toată adunarea care e aici azi. Și ce mi-a spus cineva seara de aici, cred că persoana nu e aici și mi-a spus. O să frate Mircea, o să fie mai puțin frați dimineață, nu o să fie așa mulți ca seara. Dar spun ceva. Mâine dimineață în Slobozia Bradului, la adunare, la cort, vor fi numai oameni sinceri. Vorbește adevărul că o să primească, zice. Mă, zic, ai dreptate, mă bucur de asta, că acum au umplutură, știu eu cum e cu umplutură. Dumnezeu să vă binecuvintează pe toți să fiți niște oameni temători de El. Mărire Lui! Nu vă mințeți unii pe alții întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui, Doamne Dumnezeule, dacă în viața noastră mai există lucruri vechi, scapă-ne de ele. Ai fost nervos, mă scapă-te de el. Ai fost un om certăreț, scapă-te de el. Ai fost un om laco, mândru? scapă-te de el. O venit o femeie la un frate, era pastor de adunare, aranjată sora, avea o căciulă mare de blană, avea lanțuri în jurul gâtului, avea inele pe deget, avea, mele la el seara după predică, bună seara, domnule zice, am o rugăminte, vreau să fiu aici la dumneavoastră la adunare, ce trebuie să fac? O să uita la ea cum arată, să ce puteți să renunțați la căciula asta de blană, să vedea că e scumpă. Cum să nu pot? Puteți renunța la aurul ce l-aveți pe dumneavoastră, ce aveți o grămadă de aur pe dumneavoastră. Puteți renunța, pot. Puteți renunța la asta, pot. Puteți renunța la asta, pot. Și puteți veni la adunare. Vine la următoarea slujbă, femeia. Mariana Ciobanu din Hodac, din județul Mureș. O cunosc personal. O vine la următoarea slujbă. Din doamnă elegantă. Zic eu o vorbă o lele îmbrăcată cu batic în față, cu fustă lungă, smerită. O veni la adunare, să la păstor, ce îți place cum am schimbat? Și da, trebuie să intri și pe interior. Mai Maiis, ce mai ai pe interior? Scos-o cei vechi. Vreau să te îmbrace Dumnezeu cu lucruri noi. Ei, după ani de zile m-am întâlnit cu Mariana Ciobanu. Frate Mircea ce mă duc la adunare de ani de zile. De când m-am pocăit, nu iau o pastilă, un algocalmin nu iau. De ce? Îl cred pe Dumnezeu că face minuni. Și în viața mea o făcut minuni, m-am schimbat, dar și Dumnezeu a rămas credincios. Mărire lui! Eu aș dori toate vorbele ușoare ce se practică în slobozia bradului, să fie pusă pe fugă. scapă de ele! de gânduri necurate, de stând de la loc, de necurății. Scapă-te de ele! Până să cu Iisus! Doamne ajută-ne! Aici nu mai este să mă duc mai sus și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou care se noiește spre cunoștință după chipul Modelul nu-i pastorul, nu-i duc Adam modelul, nici Mircea Colța. Nu, 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 nu. Modelul i al păstori, Iisus. Până ești blând ca Iisus, până ești rugativ ca Isus. până ești ascultător de Dumnezeu ca Isus. luptă-te până atunci. Doamne, ajută-ne! Doamne, dă-ne alt chip, Doamne! S-a pocăit un băiat pe Valea Someșului la Ilva Mică și a întrebat vecinii pe o bunică, bunică, am auzit că s-a pocăit nepotul, e adevărat? Da, zice, e adevărat, s-o pocăit. Bunică, nu trebuie. De ce? Ei, ce nu a fost un băiat rău? Un băiat de treabă, liniștit, calm, bun. Ce băiat de treabă? S-o și pocăit. Auzi, să vă spun ceva. De când s-o pocăit, e mai bun mai bun, da, îmi aduce lemne de foc, îmi cumpără de toate, să de bine de mine, îmi cumpără medicamente, nu ridică tonul, e temător de Dumnezeu, are o familie credincioasă. Să vă spun ceva, de când s-o pocăiti mai bun? Eu aș dori în această dimineață, dacă pocăința ți-o pătrunzi viața, fii mai bun, fii mai ascultător, fii mai credincios, fii mai rugativ, fii mai temător de El, Doamne ajută-ne! de am venit la adunare astăzi. Nu să apreciem sau dezapreciem, nu să dăm note la predicator sau la cântăreț. Avem, Doamne, o dorință, vrem să fim mai buni. Îndură-te, Dumnezeule, de noi. Noi nu mai vrem să purtăm chipul diavolului cu ură, cu mânie, cu dezbinări, cu certuri, cu conflicte. Vrem să purtăm chipul lui Isus. Mărire lui! dăruiască Duhul Sfânt în dimineața asta prin Evanghelie un chip al Domnului Isus. să i fie numele. Vreau să vă spun ceva, eu nu joc teatru. Asta luptă o am. Aici mă văd deficitar și aici lupt. Eu nu-s mulțumit de mine. Nu ați căutat predicatorul perfect în dimineața asta? eu sunt convins că am minte. Eu vreau să fiu un realist și pozezi niște poză de un fariseu fățarnic și să pozezi ceea ce nu sunt. Doamne, dăruiește-mi chipul tău. Aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici ne împrejur, nici barbar, nici schid, nici rob, nici slobot. Hristos este totul în toți. Astfel, dar ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, Îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare. Doamne, ajută-ne să avem îndurare de cei căzuți, Doamne. De cei care nu mai ascultă de evanghelie. De cei care avem în familie copii cu probleme, vecini cu probleme, frați care vin la adunare cu probleme. Doamne, ajută-ne să avem îndurare față de ei. Dumnezeu sunt a de noi. Îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare. Cu bunătate. Fii un om bun. Fii un om care să pot ajuta oamenii. Bunătatea e una din altele calități care creștinul trebuie să o aibă. Am fost cu fratele Eugenie aici de la Brăila, în Austria, la un om. Eu știu că Eugenie e un om conservator și noi privim lucrurile conservatori. Când am intrat în casă, eu văzut anumite scăzăminte a familiei genul Negri la față. Omul observat, omul era la o înălțime față de noi, în anumite aspecte, când ne putea preda lecții de facultate nouă. Predicam fiecare zi în trei pușcării în zona Vienei, predicam în trei pușcării, câte două ore în fiecare pușcărie avea 11 pușcării de care se ocupa în zona Vienei el. Ai când a început să ne spună, Eugen, noi, încă, noi nu, nu, noi, nu știm cum arată o pușcărie. Dar în timp ce stăteam la el în casă, noi am văzut scăzăminte și lucruri slabe. Dar în timp ce stăteam în casă, nu aveți nevoie, vă pot da asta în numele Domnului, vă pot da asta, vă pot da asta, bă, să că te ugeri, -că să ăsta ne-ar da cămașa de pe el, mă. O inimă plină de bunătate. S să vă dau asta, să vă dau asta. Nu o dus la o piață undeva într-un oraș, ne cumpere nu știu ce. Mă, omule, stai un pic. Am eu cerșit aici. Noi nu suntem în nevoie. Noi avem tot ce ne trebuie. Frate Mircea, noi am învățat ceva în viață. Să fim buni. Extraordinar. Să ai o inimă plină de bunătate. Să știe vecinii că ești un om bun. Să știe rudele, să știe frații din adunare că ești bun. Doamne, dăruiește la toți calitatea asta. Și mie, rugați-vă pentru mine de nu vă place. Cu zmerenie, cu blândeță, cu lungă răbdare. Ar fi nevoie și este loc de calitățile astea în viața noastră. Eu m-am întors la pocăință. V-am spus, de la rog, de la lucruri murdare, fiind obișnuit să ridici tonul la noi, să striga în casă, să înjura, vorbeam un pic mai tare. Soția o femeie foarte blândă. Ce de ce spieri? Nu ridica tonul. Și doar noi auzim tăți în casă. Ai de mine. Te gândeam, Doamne, păi, o reuși și eu vreodată să fiu blând. Blând, voi reuși vreodată? Spune aici Biblia cu smerenie și cu îndelungă răbdare. Atenție! Sunteți patru adunări sau poate cinci sau poate din mai multe aici. Îngăduiți-vă unii pe alții. Doamne! îmbracă toate ființele de aici cu îngăduință. Bucurați-vă dacă are progres o adunare. Bucurați-vă dacă la cineva la adunare merg oameni să pocăiesc. Bucurați-vă dacă la cineva vin musafiri. Să-ți fie ciudă? Și calități. Să te bucuri că progresează o lucrare. Îngăduiți-vă unii pe alții. Și dacă unul are motiv, pricină să se plângă de altul. Iertați-vă unul pe altul. Astăzi o să am eu nevoie de iertare. Mâine o să ai tu nevoie de iertare. Să țineți minte ce spun. Noi toți suntem oameni. Putem greși. Ce bine să știi ierta. Să întreb ceva, ce mai greu, a ierta sau a cere iertare? Soror, ce ziceți, ce mai greu, a ierta sau a cere iertare? Am în două Dumnezeu să ne ajute să avem puterea iertării. Și mă apropiu să închei. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea. Care este legătura desăvârșirii. Să dăruiască Dumnezeu tot publicului de aici dragoste de Dumnezeu. Și dragoste de aproapele. Hai să vă spun ceva. Eram într-o zi planificați să ajutăm pe cineva. Mă sună un frate. Auzi? Zice, nu le da la ăștia mult. Dar pe câți le dau? Se dă-le puțin. De ce? Mă zic, tu ce scrie Biblia? Ce scrie? Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău, cu toată puterea ta și pe aproapele tău cât? Ca pe tine. Știi cât îi ajut? Cât? Până ajung la nivelul meu. Măi, să schimba fața la ăsta. Zice, dar niciun da. Niciunde. Niciun da. Ai ceva de comentat? Nu. Asta e Biblia. De ce să nu ajungă și el la nivelul meu? De ce să nu aibă și fratele mașină cum ai tu? De ce să nu aibă și el casă cum ai tu? De ce să nu mănânce și el ce mănânci tu? Ce? Tu ești din altă sferă, ai alte privilegii, tu ești altă persoană, cine ești tu? M-am dus cu un frate să cumpărăm pământ de casă la o familie cu pe copii. El mă duce pe niște dealuri, între niște pomi, să le cumpărăm pământ de casă. Să ce facem aici? Hai, să ce ne cumpărăm pământ de casă? Dar pe zic, unde? Pe aici, pe deal. Zic, tu unde stai? Păi el stă aproape în centru, în oraș. Zic, auzi, vreau să-ți spun ceva. Dacă casa care le -o cumpărăm, urma să le -o construim, e mai departe decât merg copiii mei la școală, nu cumpărăm, plecăm și mergem acasă. De ce? Spune Biblia să iubim pe aproapele ca pe noi. Unde ți-o plăcut să ai casă? În centru. Hai să ne placă și pentru ei. Ah, stai ca în greu. Doamne, Ajută-ne să fim creștini cu adevărat. Amin. Amin? Amin? Pacea lui Hristos la care ați fost chemați ca să alcătuiți. Atenție! Toți cât sunteți aici! Ați fost chemați să alcătuiți un singur trup. Numai unul singur. Bă, și noi suntem din biserica lui Cutare, stă liniștit trupul e numai unul și si capul lui e Domnul Iisus. Mărit să-i fie numele. Pacea lui Hristos la care ați fost chemați să alcătuiți un singur trup să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători și închid Biblia. Dragii mei, doresc armele războiului să fie îngropate. Amin? Pacea să domnească Amin. în toate bisericile din Cornetul și Slobozia Bradului. Amin? Amin? Și Hristos să fie Domn. Și noi, robii Lui, mărire Lui. Amin.